Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Când este vorba despre picăței, sunt două tabere. Fie îți plac, fie nu te atingi de ei. Cum noi suntem în prima tabără, v-am adus o rețetă făcută săptămâna trecută de a-mi șters farfuriile. Picăței de pui la cuptor cu usturoi, sos de roșii, ceapă și vin. Frageți, moi, suculenți și super gustoși. Ingredientele sunt câteva. 500 de grame de picăței de pui, o ceapă mare, 50 de mililitri de suc de roșii gros, bulion sau passata, 100 de mililitri de vin alb sau roze sec, 2 linguri cu ulei, 6-7 căței mici de usturoi, o linguriță cu boia dulce sau paprika afumată, o jumătate de linguriță cu cimbru, piper măcinat, sare și, opțional, 200 de mililitri de lapte dulce. Vă las imediat lista ingredientelor ca să o puteți nota. Totul se întâmplă într-o singură tavă sau tigaie și scăpăm și de călit ceapa, de prăjeală, de miros. Picăceii sunt mai dietetici și, practic, mai toată treaba o face cuptorul. Vă recomand să folosiți picăței proaspeți, nu congelați. Să trecem la treabă. Luăm fiecare picățel la mână, îl verificăm că nu mai are urme de piere, desfacem cei doi lobi și îndepărtăm bucățile de grăsime și membranele. Îi tăiem în bucăți aproximativ egale pentru a se găti în același timp orice urmă de fiere. Lichidul acela verzui va face ca totul să devină amar. Îi spălăm bine sub jet de apă rece sau în mai multe ape până când lichidul care curge este limpede. Apoi îi punem într-o sită și îi lăsăm să se scurgă bine. Acum, dacă vreți, turnați peste ei lapte dulce rece, cât să îi acopere, și îi lăsați 30 de minute. Apoi îi puneți la scurs în sită. Se spune că laptele îi face mai fragezi, ficăței oricum sunt fragezi, și că elimină toxinele. Mie mi se pare că doar le mai atenuează gustul. Cât timp picățeii se scurg, încălzim cuptorul, tăiem ceapa solzișor, tocăm amărunt usturoiul, peste sucul de roșii punem vinul, cimbrul și boiaua de ardei dulce. Merge și o foaie de dafin, rozmarin, busuioc sau oregano. Amestecăm bine. Punem ceapa și usturoiul într-o tavă sau într-o tigaie care poate fi pusă și în cuptor. Adăugăm picăței bine scurși, turnăm uleiul, punem piper măcinat și amestecăm cu mâinile sau cu o spatulă, dar cât mai ușor pentru a nu rupe picăței. Nu punem sare. Aceasta îi întărește și le dă o textură cauciucată. Turnăm peste picăței sosul de roșii și vin și mai amestecăm, astfel încât condimentele, ceapa și usturoiul să se distribuie uniform. Punem picăței de pui cu sos de roșii și vin în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 30 de minute fără să-i acoperim. La jumătatea timpului îi scoatem din cuptor și îi întoarcem cu grijă ca să nu îi rupem pe partea cealaltă. Dacă vi se pare că nu sunt gătiți suficient, îi mai lăsați 5-10 minute, însă nu îi gătim prea mult, chiar dacă suntem tentați. Gătiți în exces devin tari și își pierd cremozitatea. Trebuie să fie rumeniți, dar să rămână rozalii în interior. Cu mare grijă îi scoatem din tavă și îi punem în farfurii cu tot cu sosul grozav. Abia acum îi sărăm la suprafață, fie în tavă și amestecăm ușor, fie își pune fiecare în farfurie după gust. Presărăm deasupra verdeață tocată și servim picăței de pui calzi.
cu piure de cartofi, cartofi natur, orez, paste, murături, salată sau mămăligă. Și de ce nu un pahar cu vin? Să vă fie de folos! Sper să încercați și vă aștept în comentarii să-mi spuneți cum v-au ieșit sau dacă aveți întrebări. Până la o nouă rețetă, să aveți zile delicioase și spor la bucătărie! Numai bine!